Ținuta este cumpărată, stabilită și accesorizată corespunzător. Nu uitați de machiaj, pentru că este la fel de important ca și ținuta aleasă. Machiajul evidențiază frumusețea naturală a fiecărui chip. În noaptea de Revelion aveți libertatea de a alege dintr-o multitudine de nuanțe și tehnici de machiaj care să vă pună trăsăturile în evidență și să vă facă să vă simțiți extraordinar. Nuanțele de machiaj pentru noaptea de Revelion pot fi diverse. Depinde foarte mult de cum ne îmbrăcăm, de nuanțele care ne vin bine. Importantă este, zic eu, pentru noaptea de Revelion, alegerea texturii. Dacă în timpul zilei sau la un eveniment obișnuit recomandate sunt texturi mate, satinate, pentru noaptea de Revelion putem fi mai îndrăznețe. Putem alege texturi glitterate chiar, mai puternic sidefate, să fim în concordanță cu această noapte specială. Machiajul buzelor, la fel ca și machiajul ochilor, poate fi unul mai puternic. Sunt foarte la modă nuanțele de roșu, diversele nuanțe de roșu, și putem alege din paleta de rujuri roșii acela care ne vine cel mai bine, adică unei brunete îi stă foarte bine cu un ruj roșu mai intens, mai închis. Unei blonde putem să-i alegem o nuanță de ruj roșu corai. Și de ce nu pot fi alese și texturi lucioase care dau acel look strălucitor specific acestei nopți deosebite. În noaptea de Revelion este bine să dăm frâu liber imaginației în funcție de locația aleasă pentru petrecere. Noaptea de Revelion permis orice. Dacă mergi la un Revelion tematic, te poți costuma și poți deveni un personaj. E aproape singura noapte în care poți să-ți permiți să fii un personaj. Și atunci nu există greșeli în noaptea de Revelion. Poți să-ți alegi un machiaj mult mai excentric decât îți alegi de obicei, la o petrecere obișnuită. Dacă vă doriți un machiaj care să reziste întreaga noapte, ei bine, există câteva mici trucuri pe care orice femeie este bine să le știe. Pentru noaptea de Revelion am putea... e important să avem un machiaj rezistent și e important folosirea unei baze de machiaj, unei baze care să ofere rezistență machiajului respectiv, astfel încât până dimineață el să reziste și să arate impecabil. Poate fi folosită și o bază specială pentru ploape, pentru machiajul ploapelor. Dacă nu avem la îndemână o bază, putem folosi ca și bază care oferă intensitate și durabilitate machiajului un creion, pe care îl întindem pe toată ploapa mobilă și apoi îl uscăm cu un fard.